ce cu reumatismul ăsta, că ne plângem toți, ba că ne doare aia, ba că ne doare cealaltă, mai ales acum în primăvara asta, că eu spuneam că de regulă Crăciunului este potrivită isteria și nu astenia, dar fiind vremea complet dată peste cap, suntem extrem de afectați mulți dintre noi, majoritatea probabil. Așa este, meteorosensibilitatea este oarecum apanajul reumatismelor. Reumatismul e o entitate așa foarte vagă, care cuprinde, așa cum ați spus, peste 200 de afecțiuni. Noi le cunoaștem sau în populația generală, când se vorbește despre reumatism, se vorbește despre spondiloză, despre gonartroză, coxartroză, afecțiuni degenerative. Dar reumatismele sunt mult mai vaste. Reumatismul nu afectează doar articulațiile, afectează și mușchii, afectează și oasele, afectează și organele interne de multe ori. Acum, dacă le-am luat așa foarte, cum să zic, pe scurt, sunt reumatisme degenerative, acestea pe care le-am menționat în prealabil, spondiloza, coxartroza, gonartroza, care se referă la o degenerare a articulațiilor, în special a cartilajului din articulații, care în mod normal există o degradare continuă odată cu înaintarea în vârstă, dar reumatismul înseamnă, sau artroza, în sine, boala artrozică înseamnă o degradare patologică a acestui cartilaj care se subțiază, se erodează și la un moment dat chiar dispare din articulații, moment în care articulația se inflamează, este foarte dureroasă și este foarte greu de tratat în stadiul acesta avansat. Din păcate, și asta este cea mai mare, oarecum, frustrarea unui medic reumatolog că ajunge să diagnosticheze artroze în stadii foarte avansate, atunci când foarte puține lucruri se mai pot face pentru genunchiul respectiv sau șoldul respectiv. Adică stă omul până în ultima clipă când nu se mai Se poate pare mișca că, și atunci se duce la doctor sau cum? exact, se pare că noi românii așa suntem educați. Să ne doare ceva, eventual mai luăm un antalgic, un antiinflamator, poate chiar din farmacie, fără să ajungem pe la un medic, iar medicul de familie e primul care ar putea să îndrume acești pacienți către un specialist sau chiar să-i trateze optim. De foarte multe ori din experiență vă spun, pacientul se automedichează, își ia un antiinflamator, ascunde simptomele, amână diagnosticarea bolii și cu asta amână instituirea tratamentului corect pentru Pentru că acest înțeleg faptul reumatism. că dacă este diagnosticată artrita asta în primele 3 luni de la instalare, Da? are șanse foarte mari să fie vindecată integral. Așa este, atunci când vorbim de artrite inflamatorii, care de cele mai multe ori sunt și boli autoimune, din categoria asta fac parte artrita reumatoidă sau poliartrita reumatoidă, că afectează multe articulații, spondilita anchilozantă, artrită psoriazică, acestea sunt niște boli care debutează relativ devreme, deci nu este apanajul vârstelor înaintate, debutează chiar și la copii uneori, artrita juvenilă e diagnosticată la copil, da? În prima dată și bineînțeles că după aceea evoluează și distruge articulația. Aceste artrite inflamatorii autoimune este esențial să fie diagnosticate timpuriu, adică în primele 3 luni de la debut. Dacă e așa numita fereastră terapeutică, dacă prinzi această fereastră terapeutică, diagnostichezi pacientul cu artrită inflamatorie autoimună în primele 3 luni, eficiența tratamentului este maximă. Care sunt simptomele, domnule doctor? Să luăm un caz particular. Pacientul se trezește dimineața cu un deget inflamat, cu o articulație mică a unui deget care s-a umflat, s-a înroșit, doare intens și nu trece în 24-48 de ore lucrul ăsta. Acest pacient, în mod normal, ar trebui să ajungă la un medic, medicul de familie în primă instanță. Și medicul de familie, la rândul său, ar trebui să recunoască această artrită ca fiind debutul unei artrite inflamatorii. Menționez, durerea a apărut spontan, fără un alt factor, nu a fost o Fără lovitură. întorsă, fără lovitură, fără o supra-sollicitare a articulației, a apărut spontan. Și am luat degetul, nu pentru că degetul ar fi primul cel mai afectat, poate să fie un genunchi. Se trezește dimineața cu un genunchi umflat. N-are nicio cauză, nicio explicație pentru asta. Acest pacient ar trebui îndrumat către un medic specialist.
în principiu reumatolog, dar poate să fie și un medic, eu știu, de recuperare, de exemplu. Păi poate să fie, fiindcă în Timișoara sunteți doar 11 reumatologi. Așa este, suntem o specialitate, adică e bătaie la voi, da. O foarte rară dar în acest oraș. Adică îmi spuneați că ginecologi sunt cam 150, oreliști vreo 70 și reumatologi 11 în situația în care reumatismul, artrita ține de voi, plus bolile autoimune. Adică aveți adevărat, o paletă destul de largă de manifestare. E adevărat, e o problemă încă nerezolvată în Timișoara, aceasta a specialității reumatologie. Eu sper să se rezolve în curând. Până una alta, așa, noi muncim foarte mult și majoritatea sunt relativ tineri, dintre medicii specialiști și primari reumatologi și ne străduim să facem față la toate cazurile. Ideea este că dacă la noi ajunge un pacient, cum v-am spus, în situația aceasta, cu artrită precoce, acest pacient are șanse foarte mari să intre în remisie. Ce înseamnă asta? Să boala să nu progreseze, să rămână în stadiul în care este, să fie, practic, să reușim să tratăm durerea, inflamația și progresia bolii să fie încetinită sau chiar oprită. Pentru asta trebuie un diagnostic corect. Diagnosticul corect se pune pe baza unor analize de laborator, care nu sunt cele mai ieftine analize. Asta este, dar o mare parte este decontată de Casa de Asigurări și, în general, medicii reumatologi toți sunt în contract cu Casa de Asigurări, având în vedere că terapiile sunt foarte scumpe. Și terapiile, la rândul lor, care pot fi instituite de către medicul reumatolog, sunt compensate sau suportate de casă în proporție de 100%. Deci programe naționale. De ce? Pentru că invaliditatea în aceste afecțiuni este foarte mare. Și dacă pacientul ajunge, eu știu, după un an de zile de la debutul bolii, sau ani de zile de la debutul bolii, și sunt modificări irreversibile în articulație, aceasta duce la scăderea capacității de muncă, la invaliditate permanentă. Deci e esențial ca aceste afecțiuni să fie diagnosticate la timp și să primească tratamentul optim. Și acest tratament de cele mai multe ori nu este un antiinflamator, ci este un... Sunt terapii noi în bolile reumatice, sunt terapii, cum am spus, foarte scumpe, dar suportate integral de Casa de Asigurări. Domnule doctor, dacă ducem o viață sănătoasă cât e posibil pe lumea asta, dacă facem sport, putem evita să ne îmbolnăvim? Sau dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim, putem să ne tratăm mai lesne făcând sport? Activitatea fizică este un ingredient principal al vieții sănătoase, să zic așa. Pentru reumatisme nu face excepție. Deci, aceste afecțiuni degenerative, artrozele în principiu, de orice fel, de la afectarea coloanei vertebrale până la afectarea articulațiilor periferice, genunchi, glezne, șolduri, beneficiază foarte mult de pe urma unei vieți active fizic. Da? Noi nu suntem făcuți să stăm pe scaun, nu suntem făcuți să stăm ore întregi, mai mult de 8-10 ore pe scaun. Toate astea... Să-mi spuneți mie, vă rog frumos, încă o dată, rețeta aceea cu statul pe scaun, la cât timp, dacă avem de stat musai, trebuie să ne ridicăm și să aruncăm un ochi după vecina aia mișto care trece prin fața blocului? E, cum să zic, e un fel de terapie ocupațională. Așa. În momentul în care ai de stat pe scaun, că așa ți-e natura meseriei, da, va trebui să te ridici măcar o dată pe oră, să faci niște mișcări, mai ales coloană, dar și articulații periferice. Poate să te uiți pe geam, să te uiți după cățelul care trece pe o trotuar. Un minut, două minute, faci niște mișcări ale articulațiilor, ale coloanei, da? Gât, deci minim spate, o dată pe oră. Minim da? O dată pe oră. Este esențial pentru a menține sănătatea discurilor intervertebrale și pentru a preveni spondiloza. Articulațiile în general, articulațiile mari și articulațiile coloanei conțin niște un cartilaj care, a cărui sănătate depinde de mișcare. Dacă acest cartilaj se hrănește, practic, cu substanțe nutritive, atunci când ne mișcăm. Dacă stăm într-o poziție imobilă, cartilajul ăsta îmbătrânește prematur, se fisurează, se rupe, se produc niște modificări irreversibile, mult mai greu de tratat ulterior. Mă gândeam acum la colegii mei cameramani, care sunt de serviciu vreo câțiva chiar în seara asta, care pe teren cară cameră, trepied, lumini de foarte multe ori, greutate sau stau în aceeași poziție filmând.
Ce impact are Băieții, lucrul pentru ăsta? Voi asta, dragilor. Contează foarte mult. Important e, un kinetoterapeut, de exemplu, ar putea explica foarte bine, ținând cont de natura meseriei, cum să folosești musculatura pentru a îndeplini sarcinile de serviciu. Bine, dar domnul Galo și joi seara, să știți, Lucian Galo și va fi aici. Mă bucur și cred că are multe de spus pe tema aceasta. Și aici activitatea fizică previne sau tonifierea musculaturii care susține coloană, susține articulațiile mari, care practic articulația e menținută în ax de o musculatură care trece peste această articulație și o stabilizează. Dacă musculatura este decondiționată, are un tonus scăzut, și articulația aceea se va degrada mai ușor. De aceea tot activitatea fizică e esențială pentru prevenție. E cel mai important mijloc de prevenție în aceste reumatisme degenerative. Acum mai sunt cealaltă categorie de reumatisme, așa numite ab-articulare, care nu cuprind structurile periarticulare, în afara articulației. Cum ar fi? Durerea epicondilita laterală. Este o durere, îi mai spune, cotul tenismenului, da? Nu pentru că apare numai la tenismeni, apare la foarte multe categorii de pacienți care fac, de exemplu, mișcări repetitive, lucrează pe bandă, fac 1000 de mișcări pe zi, de felul același fel. Aceasta poate inflama structurile, inserția tendoanelor pe os. Treaba asta are o repercursiune pe termen lung. Produce calcificări, calcificările acelea întrețin inflamația, de aia trebuie tratate. Mulți pacienți le duc pe picioare astea. E normal să mă doară ceva. Dacă după o anumită vârstă, bănuiesc că ați auzit asta, dacă după o anumită vârstă nu te doare nimic, înseamnă că ai murit. Dar nu e adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu ar trebui să te doară nimic. Ar trebui să tratezi inflamațiile astea din timp. Nu ar trebui să lași o durere în cot, de exemplu, să te sâcâie pentru că treaba asta va produce calcificări și va întreține inflamația. Adică e mult mai greu de tratat o inflamație cronicizată, care are o vechime mai mare de 3 luni de zile, decât una care a apărut acum o săptămână sau acum 2 săptămâni. Sunt metode imagistice foarte bune la momentul acesta, cum ar fi, de exemplu, ecografia musculoscheletală, care poate să diagnosticheze în stadii precoce aceste leziuni ale tendoanelor, leziunea inserției tendoanelor pe os și să le și trateze. Ecografia sau tratamentele ecoghidate, cum ar fi injecțiile la locul inflamației, în structuri submilimetrice, da? În burse inflamate, poate să rezolve problema spontan, să zic așa. În 70% din cazuri, o injecție la locul inflamației poate rezolva problema. Dacă este făcută cu ghidaj ecografic, eficiența este maximă și riscurile sunt minime. E mult mai eficient și mai lipsit de riscuri să faci o injecție la momentul potrivit, în structura potrivită, da, în structura afectată, decât să iei un antiinflamator timp de 10 zile. Da. Domnule doctor, aș mai vrea să abordăm un subiect despre care se vorbește destul de mult în ultima vreme, acela bolilor autoimune, fiindcă înțeleg că tot de această ramură a domniei voastre reumatologie țin și ele și am auzit numai lucruri înspăimântătoare în legătură cu ele. Așa este. Acum, autoimunitatea este acea... Ce înseamnă, de fapt, o boală autoimună? O boală autoimună înseamnă o entitate patologică, adică o afecțiune în care organismul, imunitatea organismului tău se întoarce împotriva propriilor țesuturi, propriilor structuri. Când vorbim de boli autoimune în reumatologie, vorbim de afectare articulară, musculară, chiar și piele sau plămâni, rinichi. Dar aceste boli autoimune afectează tot organismul. Dar de cele mai multe ori, pacientul se prezintă la medic pentru durere articulare. Durere articulare sau musculare. Ca și entitate de bază sau cea mai frecventă afecțiune care afectează 1% din populație este artrita reumatoidă. Afectarea articulațiilor mici, mână, picior. Aceste articulații practic sunt afectate de niște anticorpi pe care organismul nostru îi produce și care nu ar trebui să afecteze structuri proprii ale organismului. Lucrul ăsta se întâmplă datorită autoimunității, perturbării imunității organismului. O anomalie a organismului. O anomalie, exact. Această declanșare ei ține, se cunosc factorii declanșatori, o parte dintre ei. Se cunoaște faptul că există ereditate în sensul ăsta, poți să moștenești un risc
de a face o boală autoimună, dacă rudele tale de gradul 1 au o boală autoimună de felul ăsta, autoimunitatea se agregă, adică dacă ai o boală autoimună, gen tiroidită, da, care nu ține neapărat de reumatisme, poți să faci artrită reumatoidă sau poți să faci o altă boală autoimună, eu știu, lupus sau artrită psoriasis sau alte entități, da, care, așa cum zic, afectează organismul în ansamblul lui. Incidența lor e tot mai mare, domnule doctor? E tot adevărat? Mai mare. Nu știm exact de ce. Se presupune, sunt tot felul de supoziții, că radiații, că alimentația nesănătoasă, că viața sedentară, exact, ar fi la baza acestei incidențe crescute. Cert este că o boală autoimună, la fel, diagnosticată precoce, poate fi tratată optim și poate intra în remisie. Adică nu mai are, pacientul nu mai are durere, nu mai are inflamație, nu mai are titru mare de anticorp sau alte analize care ne arată activitatea bolii crescute. Și are o viață normală. Sunt pacienți cu boli autoimune, cu reumatisme autoimune, diagnosticați la 20 de ani sau, cum zic, mai tineri, de copii. Asta este o altă problemă, vârsta tot mai mică la care se instalează, exact, aceste boli. Noi știm că artrita reumatoidă are o incidență maximă în jurul vârstei de 50 de ani și că este de 4 ori mai frecventă la femei decât la bărbați. Dar depinde și de gen. Dar în ultimii ani observăm artrite reumatoide debutate la 20 de ani. Discutăm de artrite reumatoide debutate la bărbați, atipic oarecum, tineri, da? Iarăși, nu știu exact care este cauza, dar cert e că mai ales bărbații ajung foarte târziu la medic. Adică sunt foarte târziu diagnosticați și din cauza aia tratamentul este mai puțin eficient. De frică, domnule doctor. O fi. Dar acești pacienți ar trebui să fie mai bine informați. Nu sunt 1%, mie nu mi se pare o incidență mică. 1% în populație, boli, artrită, în populația, în România, sunt diagnosticați în momentul ăsta undeva peste 200.000 de cazuri. Cu tratament cert, da? Sunt unele situații în care, că nu toți pacienții sunt la fel, sunt unele situații în care pacientul are o artrită, debutează, să zic, acum 2 ani, da? Și se tratează simptomatic, se ameliorează și are 2 ani de liniște. După care boala revine în forță. Da, crește ca activitate, revine în forță și afectarea este foarte pronunțată. În momentul ăla ajunge la medic, este diagnosticat. Dacă acest pacient ar fi fost tratat atunci, inițial, el n-ar mai fi ajuns niciodată la etapa a doua. Da, aș vrea să concluzionăm într-un fel discuția noastră prin faptul, poate cel mai important, prevenția, prin sport. Prevenția, mișcare. Da, și mai un lucru foarte important, în boli reumatice, de orice fel, fumatul. E o mare problemă socială, consider eu, și pentru sănătate. Fumatul întreține inflamația. 30 de substanțe din fumul de țigară sunt proinflamatoare, stimulează și întrețin inflamația. Așa că una dintre primele întrebări pentru un pacient care se prezintă cu o artrită este: fumezi? Da sau nu? Dacă da, de mâine ar trebui să nu mai fumezi. Da? Și alți factori, dar în principiu cel mai important este sedentarismul ca și factor de risc și pe locul 2 este fumatul. Alcoolul nu e o problemă, domnule? E o problemă, dar mai mică. Măcar un viciu să rămână cele, are o pondere, dar mai mică. Și stresul e o problemă, și poluarea e o problemă, și ereditatea e o problemă foarte mare, dar nu putem schimba. Uh-huh. Pe când ăștia sunt factori de risc modificabili. Obezitatea e o mare problemă. Grăsimea asta secretă niște hormoni care întârzie regenerarea cartilajului, care afectează cartilajul, dincolo de greutatea efectivă care apasă pe articulații, în special cele portante, genunchi, șolduri, glezne. Da? Sunt mai mulți factori de risc, dar de ăștia, în principal, ar trebui să țină seama. De activitate fizică, fumat, obezitate. Sunt primii trei care contează și care ar trebui combătuți. Ioi, no bine, dar domnule doctor, cred că o să vă aduc mai des să ne aduceți aminte ce anume ar fi potrivit să nu facem dacă vrem să ne păstrăm sănătoși. Pentru că exact cum dumneavoastră ați afirmat, suntem destul de neinformați.
Și de aceea poate ajungem la doctor în momentul din urmă, în ceasul de pe urmă, când deja sunt mult prea puține lucruri de făcut. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne fiți alături și v-aș ruga, așa ca din când în când, când aveți vreme, să mai veniți câte jumătate de ceas într-un beneficiul telespectatorilor noștri. Cu drag. Vă mulțumesc pentru că ați fost de partea noastră și în această seară. Prieteni, ne revedem mâine și poimine și răspoi mâine. Toate bune, la revedere!